discipolul, maestrul și inițiatul. Adevăratul inițiat îți va arăta maestrul care ești. Adevăratul maestru va recunoaște că este un discipol în fața discipolului, iar acestuia îi va mulțumi pentru măiestria sa de a-și juca rolul atât de minunat, ca el să se poată reflecta. Adevăratul discipol este adevăratul inițiat, plin de smerenie, ce se oferă spre evoluția maestrului în sfera sa. Atât discipolul, maestrul, cât și inițiatul își cunosc bine rolurile. De aceea, ei se vor vedea reciproc în fiecare dintre ei cu toate atributele sale, iar dacă vreunul își atribuie un rang, ei bine, acesta este ego-ul.